Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi stăm de vorbă în platou despre etapa cu numărul 29, dar și despre etapa cu numărul 30, meciurile care tocmai s-au disputat și s-au încheiat săptămâna aceasta și cele care urmează cu Ionuț Florea. Bună, Ionuț, bine ai venit! Bună, Alice, bine te-am regăsit! Așa stare de bine astăzi, să sperăm că la fel de pe pace și de liniștit este și Dacian Varga. Ce faci, Dacian? Cum îți merge? Bună, colega! Deja că ai zis etapa 29-30, iar are o viteză. Dar cum ai ghicit? Hai să nu mai stăm de vorbă. Și nu-ți place pe viteză? Dă-i cu prima. Care e primul meci pe care îl discutăm astăzi, Dacian? Chindia cu UTA. Chindia cu UTA, un scor de? 1-0. Gol marcat în minutul 87, din penalti. Penalti care, ce crezi? Noi l-am avut rapid în emisiune. A fost, dar nu prea. Uite, că în momentul în care noi am spus aici în emisiune schimbarea de scor, tu ai întrebat, dar a fost penalti? Noi n-am avut cum să vedem, pentru că eram aici live. Dar, aparent, cred că v-ați făcut temele foarte bine și vreau să aud o dezbatere pe măsură între cei doi colegi ai mei. Sper pentru să că... intervișit între noi ca să fie ca să vă potolesc și ca să trecem la, și să trecem la următoarea partidă, pentru că, așa cum ai spus astăzi, pe repede înainte. Perfect. Este o etapă în care s-au cam clarificat anumite aspecte. UTA și-a luat la revedere de la play-off. Nu că ar fi avut foarte mari șanse de aceea, dar încă spera așa într-un colțișor. În timp ce Chindia oprește seria aceasta de 4 partide fără victorie și iese un pic din zona fierbinte a clasamentului. Da, puțin. Puțin. Și cu mare șansă. Da? Am văzut, n-am putut să văd în direct... meciul, pentru că eram aici în platou, dar am văzut reluări. Ai primit DVD-ul acasă? Am primit DVD-ul, am analizat. Da. Uite, acum ne așteptam. Ocazii, iar au avut ocazii ca de fiecare dată, dar nu reușesc să fructifice ocaziile. Iar în minutul 87-88, 11 metri, care... Revine Chindia la echipa aceea care avea o ocazie și marca? Până la urmă, în afară de penaltiul ăla... O singură situație, exact. Cred că e rapid. Adică e prea devreme probabil să ne dăm cu părerea în ceea ce înseamnă evoluția următoare. Nu-i așa? Bine, au și plecat mulți jucători de la Chindia. Cei mai buni jucători au plecat. Neguț și Popa atacantul, adică cam erau cei mai buni. E clar că vor trebui să se așeze la masa negocierilor, partea tehnică, partea administrativă, pentru că în stilul acesta, Chindia la anul cu siguranță se va bate la retrogradare dacă va continua să pierdă atât de mulți jucători, pentru că uite cât de mult a însemnat ceea ce s-a întâmplat anul trecut în vară, cum a arătat Chindia acum. Da, acum depinde și banii care i-au luat pe acei jucători, dacă o să investească și o să cumpere jucători. Ce poți să cumperi cu 300 de mii, Dacian? Poate aduci, nu știu, 3-4 jucători liberi, exact, și le dai un salariu mai mare. Adică decât deloc, oricum au mare nevoie de jucători. Dar în ceea ce privește parcursul de acum din play-out, credeți că vor fi ceva schimbări? Vis-a-vis de statutul pe care l-au, vis-a-vis de... Da, nu văd ce schimbări. Acum arată clasamentul Alice, e clar că nu își propun mai mult decât salvarea de retrogradare. Da, și mă refer și din punct de vedere al clasamentului, să nu cumva să ajungă printr-un accident la un loc de baraj. Mai jos de baraj n-au cum să ajungă. La un loc de baraj. Iar la un loc... Nu cred că e de dorit. E greu să ajungi și la baraj, adică ai deja... Sunt câteva sub tine care sunt candidate... Gaz, metan, care cred că din punctul meu de vedere... Are locul stabilit, academica la fel. Să mai fie și în, diferența dintre Chindia și Mioveni, 32 de puncte și 29, iată că avem și clasamentul pe ecran și o să ajungă imediat și la fine, dar 32, 29, nu se știe. Da, e bine că trecem la înjumătățire, pentru că în ritmul acesta s-ar fi făcut o diferență mult mai mare între prima clasată și cea de-a doua. Mie că în ritmul ăsta CFR ajungea în clasament cu 3 cifre la punctaj. Deja au 73, e adevărat, poate puțin exagerat, însă uitându-ne la cum arată celelalte formații, Alice, cred că diferența este mică, dacă îmi permis să spun așa. Revenind la ceea ce am văzut în prima etapă a acestei penultime etape, până la urmă Chindia și-a văzut interesul, a smuls aceste 3 puncte și încearcă, bineînțeles, să strângă cât mai multe, pentru că nu mai au acea siguranță pe care au arătat-o în sezonul trecut. Și dacă pierzi 2 meciuri în play-out, din cele 7-8 care se joacă, depinde cum o să cazi acasă sau în deplasare mai multe, există riscul să te duci și tu în zona aceea fierbinte.
Sunt curios cu cine e acolo etapa următoare. Discutăm imediat când ajungem la etapa următoare, dar trecem și la următoarea partidă dintre Dinamo București și Șepși Oseca. 3-1 pentru formația din Sfântul Gheorghe, 3 puncte, iar cei de la Dinamo, așa cum discutam în foarte multe rânduri, deși poate trăgeam nedejde către o schimbare, în continuare locul nu este unul favorabil și probabil că lucrurile par să evolueze oarecum în bine și să scape ca prin minune de baraj, nu cred. În bine nu cred. Adică, nu știu, optimiști din calea afară când și astăzi. Bătaie, când iei bătaie acasă 3-1, ok, al treilea gol a fost în minutul 90-91 pe contraatac, dar nu i-am văzut. Adică nu i-am văzut cu multe... Și încep de la 0-1, Dacian. Încep iar de la 0-1, o greșeală impardonabilă, adică... Cumva mi se pare că repetăm comentariile de-a lungul prima, sezonului. Adică tot sezonul, exact, tot sezonul, da. Numai așa au dus-o, din greșeală în greșeală. Au întâlnit o echipă bună până la urmă. Sepsia știu să fructifice fiecare șansă cu care s-a întâlnit. A marcat 3 goluri pe un gazon extrem de greu, o vreme câinească, exact, în Ștefan cel Mare, da? Însă n-a fost de partea lor. Sepsia a câștigat o victorie care nu îi aduce un titlu de glorie echipei din Covaza, pentru că nici nu o urcă, nici nu o coboară. O ține foarte bine. Exact, o ține pe poziția respectivă. Da, fără să aibă prea multe griji. Mă așteptam la cei de la Dinamo, cei de la Dinamo să fie mai, nu știu, mai... Adică, te-ai tot așteptat la meciul cu UTA, de-a lungul sezonului, da. Da? I-am văzut că s-au dăruit. Și cu doi oameni minus. Exact, la meciul ăsta parcă nu mi s-au mai părut așa. Și am văzut și în prima garnitură cei 3 jucători aduși de la media. Și fără să-și pună amprenta prea mult asupra jocului, până la urmă se vede totuși că vin tot din zona aceea clasamentului. Bun, de fiecare dată am avut cumva, cred, comentarii similare, dar așa cum ai intuit și tu, Dacian, suntem un pic mai, într-un ritm mai alert și trecem la următoarea partidă dintre FCU Craiova 1948 și Rapid București, terminată cu un scor de 3-2 pentru formația gazdă. 3 puncte importante pentru cei de la FCU Craiova, care nu cred că sunt mulțumiți deloc de poziția pe care o ocupă în clasament, dat fiind faptul că promiteau sau cel puțin expuneau un obiectiv măreț la începutul acestui campionat, dar au coborât oarecum cu picioarele pe pământ. Își doreau să prindă prima jumătate a clasamentului Dacian FC Universitatea Craiova. Eu mi-aduc aminte că chiar mai statementul mult era de play-off. Adică... Da. Noi am tot discutat, toată lumea se înghesuie acolo. Nu a fost, te contrazic, pentru că la începutul campionatului Mititelul Junior a spus că este o echipă nou promovată, da? Și obiectivul lor este salvarea de la retrogradare. Așa au spus prima oară. Dar după aceea s-au schimbat odată cu mersul echipei. La fel și cei de la Rapid, dacă mi-aduc aminte, tot la fel au spus. Da. După aceea, cei de la Rapid au spus în iarnă că obiectivul lor este play-off-ul, dar din păcate ultimul... Rapid are o problemă cu Craiova, nu reușește să o bată nici la nivelul Ligii a doua, nu reușește să o bată nici la nivelul primelii, cel puțin până în acest moment. Și au avut acel blackout de 5 minute în care au încasat 3 goluri, pentru că după cum începuse repriza a doua, nimic nu anunța o astfel de desfășurare a ostilităților cu 5 goluri într-o repriză. Rapid schimba antrenorul ca urmare acestei înfrângeri și ajunge, din păcate pentru ei, la 10 etape fără victorie. Pentru mine este un mister cum o echipă care a început atât de bine. E adevărat, noi tot am subliniat că și cu noroc au reușit, dar chiar de 10 etape să nu mai poți să bați pe nimeni. E totuși un mister. Și ca să lăsăm un pic partida, pentru că nu am comentat acest subiect aici la noi la emisiune, cum vedeți mutarea cu Adrian Mutu pe banca celor de la Rapid? Pe scurt și trecem la următoarea partidă. Adi Mutu este un antrenor tânăr, este un antrenor care își dorește să facă performanță. E greu să spui acum să-i spui ce viitor să aibă la... Sau să ai așteptări nerealiste. Acum, nu știu, depinde și de jucător, cum o să fie cu el acolo. Contează foarte mult și feeling-ul antrenorului. Eu l-aș fi ținut, pe Iosif l-aș fi ținut până la sfârșitul, măcar la sfârșitul campionatului. Crezi că le-a fost teamă că intră în hora retrogradării cu această serie? Pe ultima etapă, acum următorul meci joacă cu Academica Clinceni. Adică, nu știu, părerea mea, l-aș mai fi ținut o etapă, cum ai ținut 10 etape în care nu ai câștigat și tot l-ai ținut. Acum mi-e greu să cred. Trebuia să arunci o sugestie, Dacian. Să-l sune pe prietenul Daniel Nicolae, da? Că noi tot spunem că e prietenul lui. Băi, Nicu, ce ai făcut, mă, tată, mă? De ce nu l-ai lăsat pe mic? Fiecare acolo știe ce are de făcut. Cu siguranță. Nu,
Aia nu cred că va fi. Va fi un mariaj atât timp cât Adi Mutu va avea rezultate, pentru că el nu a fost primit cu brațele deschise și în anul centenarului, uite, de exemplu, sportenii Rapidului spuneau că vor inaugura stadionul cu un dinamovist pe bancă și cu un stelist pe bancă. Între timp, stelistul a plecat, se refereau la Edi Stănciu, cel care era considerat a fi departe de a purta o iubire Rapidului, însă suporterii rapidiști trebuie să înțeleagă și ei odată pentru totdeauna că trăim într-o societate în care nu trebuie să ții neapărat cont de această dragoste atunci când ești jucător profesionist sau antrenor profesionist. Și scuză-mă că te întrerup. Te rog. Edi a fost colegul meu la Sportul. Nu e stelist. Nu sau... e stelist. Adică... Ei fac referire la un meci din 2006. El a jucat, când... el a jucat la FCSB, nu știu, a stat 2 ani acolo, nu prea a jucat, a fost rezervă. Adică n-a fost, nu știu, dau un exemplu, cum a fost Tătărușanu, a fost titularul buturilor celor de la FCSB sau Steaua atunci. El a stat 2 ani de zile, a stat mult la CFR, a stat mult, a stat mult la și la Craiova a fost, și la Târgu Mureș. Și la Craiova tot rezervă a fost. Adică, ok, nu, mai avea puțin să spună că e oltean, nu? Da, e o animozitate adică... peste care n-au putut să treacă, e clar. Ei sunt foarte... Ei, asta e, acum va trebui să trecem peste acest aspect. Vedem ce să-i urăm succes lui Adi Mutu, exact, să vedem dacă își va putea pune amprenta asupra jocului Rapidului. Pentru că, repet, anul viitor va fi anul centenarului, iar Galeria Rapidului a spus clar, vrem să ne batem la podium. Iar dacă Rapidul va nota la mijlocul clasamentului, așa cum s-a întâmplat anul acesta, mi-e teamă că Adi Mutu nu va sta mult pe bancă. Vom vedea, clar, nu putem să anticipăm de acum ce urmează să se întâmple. Dar pentru Rapid, ca să te bazi la campionat, trebuie să mai aduci mulți jucători. Poate adică investiți trebuie să ai, sincer, să te bazi la campionat, trebuie, cred că... Să bagi și un pic mâna în buzunar. Un pic mai mult mâna în buzunar. Cred că 7-8 jucători trebuie schimbați acolo și adus 7-8 jucători de bază, ca să te poți bate la campionat. Sigur. Schimbările, din păcate, nu pot fi făcute în ceea ce înseamnă poziția din clasament al celor de la Academica Clinceni și a celor de la Gazmetan Media și care au desfășurat o partidă în etapa care tocmai a trecut, terminată cu un scor de 2-0 pentru formația ilfoveană. Nimic de pierdut, dar nici nimic de câștigat, pentru că locurile cred că sunt stabilite momentan. Nu știu. Cel puțin în cazul Gazului, dacă încerc să fiu cere o părere, din punctul meu de vedere, nu știu sigur dacă vor mai evolua nici măcar în play-out, pentru că sunt voci așa, care susțin că acesta ar fi ultimul meci, cel din weekend. De partea cealaltă s-a dovedit totuși o puțină experiență în plus în dreptul Academicii Clinceni, deși nici ei nu stau foarte bine și ei joacă să termine competiția, pentru că din punctul meu de vedere la va fi greu oarecum exact să încerce măcar să prinde locul de baraj, pentru că este Dinamo acolo, deci să va fi greu. Dacă facem o socoteală, nu sunt... Diferența nu e mare. Posibilitatea diferența există în ambele sensuri. Sigur. Da. Sigur, adică între Dinamo și Academica Clinceni... Dacă îi bate o meci direct, îi pot depăși, asta dar... spun. Totuși, cred că Dinamo are un lot mai bun decât Academica Clinceni și... Nu contează lotul, contează... Să mai ieși un pic de noroc. Să puțin noroc, să... Și forma, e adevărat. Forma sportivă. Dar să nu uităm, Clinceni a întâlnit cel mai slab adversar în acest moment, compus numai din copii, sau marea majoritate copii. Deci, ah, ok, dar... Nu știu dacă este o victorie care să reflecte o asemenea valoare... Dinamo, pe cine a bătut? Ei, tot pe Gazmeta. Tot o echipă care era compusă numai din... Copii, da. Copii, asta spun, adică... Da, eu în continuare refuz să cred că Dinamo poate să retrogradeze. Când zic Dinamo, poate mă duc cu gândul la ceea ce a însemnat Dinamo și nu la că cum nu arată. Că poate sau că poate? Că nu poate să retrogradeze, pentru că chiar și la baraj va rămâne în Liga 1. Am așa eu un feeling. Am văzut o echipă bună. Ucluj, dacă o să ajungă la baraj și așa, am văzut o echipă foarte bună. S-ar putea să 4-0 crezi că ar fi un semn de întrebare? Trebuie să vedem ce se întâmplă în weekendul ăsta între Hermannstadt și Ucluj, Alice, pentru că este un punct de cotitură să vedem în control ea și promovarea. E adevărat, este de vreme că urmează play-off-ul și acolo, dar dacă U bate pe Hermannstadt, ia o opțiune serioasă să prindă acel loc 2, pentru că de primul loc nu mai poate fi vorba. Vedem în continuare ce o să se întâmple și în weekendul acesta și următoarea partidă despre care discutăm, CS Mioveni și CSU Craiova, un scor de 3-0 pentru formația craioveană, de așteptat, să spunem, dacă ne luăm după poziția din clasament. Dar pe de altă parte, cei de la Mioveni s-au descurcat destul de bine în ultima perioadă. Din păcate, dezavantajul este locul din clasament momentan, deși de fiecare dată am comentat că pentru o nouă promovată lucrurile au arătat destul de bine anul acesta, sezonul acesta.
față de alte echipe, Alins, stau foarte bine. Nu-i așa? Adică știu sincer, că de fiecare dată asta e... Este o nouă promovată. E unul și am lăudat de fiecare dată. La începutul campionatului... Noi am discutat. Eu recunosc exact. Și am spus că nu le dădeam prea multe șanse, da? Dar am văzut cu o atitudine foarte bună, cu o apărare bună, au jucat exact ce trebuie să joace o echipă nouă promovată. Dar știi care este problema lor? Că ei fac multe egaluri și nu câștigă. Și uite, au alunecat din nou pe poziție de baraj. Da, dar... Craiova arată bine, Chindia bate. Da, dar gândește-te ce achiziții au cei de la Craiova. Nu, no. Ok. Deci în comparație, da, sigur. Mioveni dintre toate echipele, da, în subsolul clasamentului, cred că au făcut cele mai puține transferuri. A făcut acum un transfer un jucător din Jamaica, o premieră în fotbalul românesc, un jucător jamaican a semnat cu Mioveni, un atacant. Sunt și eu curios să vedem ce viteză scoate pe 50 de metri, pentru că vine din țara lui Usain Bolt și mă aștept să vedem un sprint. Poate are o viteză de lăcrimează ochii. Exact, să n-avem timp să-l urmărim. Da, uite, Mioveni alunecă și tot vorbeam de baraj. Într-un Mioveniu-Cluj, nu știu ce s-ar putea întâmpla. Da, e un meci care păcare acolo. Exact. Este un meci care păcare. Dar să nu uităm totuși ultimele trei meciuri a celor de la Mioveni. Au jucat cu FCSB, după ce au avut deplasare la Botoșani, da. Unde au scos tot la fel un punct. Și acum a venit Craiova. Au venit cei de la Craiova. Rezultatul este puțin surprinzător prin prisma diferenței de scor. Nu neapărat că Universitatea Craiova nu ar fi putut să câștige la Mioveni, dar nu mă așteptam să o facă la o diferență atât de clară de 3 goluri. Am scris și repede, am urmărit partida, am scris repede, au știut să-și conserve... Și câteva greșeli prin apărarea Mioveniului cu care nu eram obișnuit. Exact, da. Multe greșeli în apărarea Mioveniului, care, dacă ne aducem bine aminte, nu prea am văzut la cei de la Mioveni, nu prea am văzut asemenea greșeli. I-a costat. Haideți că o să dezbatem și următoarea partidă imediat, dar după ce terminăm cu meciurile care au fost în etapa cu numărul 29, Fece Voluntari a întâlnit acasă CFR Cluj, o partidă terminată cu scorul de 1-0 pentru oaspeți. Cei de la CFR Cluj, așa cum a spus și voi, sunt la o diferență destul de mare de puncte, dar și cei de la Fece Voluntari rămân, iată, în cărți și obiectivul care l-a început. Obiectivul devenit între timp acesta, pentru că știm foarte bine salvarea de la retrogradare era pusă pe masă și să nu se mai ajungă în situația în care să fie emoții, așa cum au fost an la rând. Acum, emoțiile sunt doar pozitive, am putea spune. Bine, au avut și emoții, pentru că dacă cei de la... Exact, a fost și un pic de noroc. Cei de la Botoșan câștigau la Faru, erau și rămâneau în cărți acolo, dacă sau... Să decide la ultima... Dacă intră în play-off sau... Și-au câștigat biletul de play-off cu ajutorul Farului, care, iată, bate la București, bate Botoșaniul, exact. Și-și câștigă pe merit, spun eu, acest loc 4 sau 5 cât este în acest moment. Voluntari merge și ea în play-off și mai are și această rezervă numită Cupa României, Alice, pentru că dacă ar reuși să câștige trofeul și cu această calificare în play-off, ar fi un an extraordinar din punct de vedere al ceea ce înseamnă Voluntari și mai ales cu ce gânduri au plecat ei, așa cum spuneai și tu, cu dorința clară să nu mai treacă prin emoțiile prin care au trecut sezonul trecut. E clar că acum nu mai trec. Nu mai sunt trec salvați odată ce ești în play-off, exact. Nu mai poți să vorbiști de retrogradare, e adevărat. Da, dar pentru ca toate aceste emoții să treacă, trebuie, așa cum spuneai și tu, Dacian, făcute unele investiții, unele mutări în Voluntari favoarea... A făcut. Asta spun, făcut în favoarea obiectivului pe care tu ți-l propui și, prin urmare, dacă aceste investiții au fost făcute, rezultatele nu au cum să nu se au fost vadă. Niște investiții făcute cu cap. Asta vreau să spun. Mai sunt și alte investiții fost, care... Lasă de dorit. N-au fost nu era neapărat pe modelul dai un ban și stai în față. Adică dai un ban și e ceva, exact. Adică e o chestiune calitativă și nu neapărat cel mai scump și cel mai strălucitor obiect de pe raft. Corect. Exact. Plus că au renunțat să aducă numeric, Ali. S-au adus 4 jucători, au intrat titulari și Budescu, iată, devine o certitudine și joacă din ce în ce mai bine și va deveni titular. Și automat nu-ți trebuie să aduci 11 jucători, dintre care să încerci să-i muți pe toate pozițiile. Ai adus exact unde ai avut nevoie și echipa a arătat foarte bine. Bine, și cei de la CFR au arătat foarte bine. Fără eu zic să le dăm medaliile comentarii. Și să începem un alt campionat, pentru că, din punctul meu de vedere, titlul este deja contat. Nu cred. Lasă să se desfășoare și celelalte meciuri, ca să avem ce discuta. De ce spui aici? Asta? Eu am dubii. Sunt 14 puncte, dar 7. Uite. 7. Bun. Așa.
Ți se pare că FCSB poate să câștige tot? Pentru că asta e prima condiție în momentul de față. FCSB trebuie să câștige toate meciurile. Dacă CFR-ul face două egaluri, primele două meciuri, și FCSB, două egaluri, și FCSB câștigă primele? Așa. Câte și după aia urmează dubla cu CFR. Tu crezi că într-o dublă cu CFR, la cum arată FCSB, poate să o bată? De ce nu? De ce nu? Asta de zic, ce nu? Adică... Că e fotbal, e adevărat, dar dacă stăm să analizăm... Gândește-te că CFR-ul a avut patru egaluri la rând. Da, dar a avut conducând. Nu a fost ea care a venit din spate să chinuie și să egaleze CFR minutul 90. Mi se par în play, CFR a fost în controlul șapte partidelor. Șapte puncte, dacă rămân astea șapte puncte, nu mi se pare greu. Eu cred că o să fie mai multe, că nu văd următoarea etapă FCSB să bată voluntari. Puneți un pariu în afara emisiunii, vedem cine sigur câștigă și facem o provocare aici în direct la Metropola. Da? Sunteți de acord? Nu. Știe că pierde? Nu. Unu, știe că pierde. Doi, are deja un pariu cu mine pe care s-ar putea să-l pierd eu și știe că e în avantaj. El ia de la tine și trei, mie, Alice. Ceva de genul, cred. Și trei, eu deja am trebuie să fii gică contra orice ar fi. Deci cred că această emisiune poate să se numească ceartă între Alice și Dacian în fiecare zi. Dacă tot ești gică contra, zim ceva despre partida între Farul Constanța și FC Botoșani. S-a terminat cu un scor de 2-0, o partidă minunată. Zim ceva pe dos. Nu mă așteptam la cei de la FC Botoșani să joace așa slab, sincer. Iar. Sincer. Totuși când știi că ei joace aproape ultima șansă. Vii după egal acasă cu Mioveni. Exact, vii după un meci făcut slab acasă cu Mioveni, da? Mă așteptam mult mai mult la cei de la FC Botoșani, am văzut că și au făcut viața grea. Pentru că ultima etapă Botoșani, joacă... Am văzut, am citit în... Dar cum îți explice poate această imprudență pe care au făcut-o cei de la Botoșani? Crezi că s-au văzut deja cu saci în căruță mai repede? Nu, vezi o relaxare, vezi o oboseală. Nu, iar antrenorul de la Botoșani știe să-i țină în priză. Mi-e greu să cred că le-a dat libertatea sau i-a lăsat așa... Asta că merge. Nu, sunt fer convins. La cum îl vedem... La uite, a fost acuzat de către patron că a făcut experimente în ceea ce înseamnă alcătuirea formației la Constanța. Cu băiatul lui, cu Brown urcat din fundaș dreapta, a urcat la mijloc, cu Harus trecut în bandă. Știi cum e? Și dacă câștiga Botoșani, spunea, mamă, ce invenție a făcut antrenorul de la Botoșani. Adică... Dar nici, nu sunt de acord nici cu chestiile astea, să iei și imediat la cald. La cald imediat să dai acum la antrenor să spui că ai făcut experimente, că da, ok. Da. Mi-e greu să cred că antrenorul n-a vrut să câștige. Așa a văzut el, așa a simțit el că poate, poate era o mutare pe care oricum ar fi făcut-o într-un alt context. Doar că acum poate s-a nimerit să surprindă pe cei de la Farul Constanța. E greu totuși să surprinzi Farul în momentul în care te deschizi cu ei. Ai văzut ce se întâmpla? O linie de mijloc și un atac formidabile și din punctul meu de vedere. Farul și-a câștigat merit pe merit prezența în play-off, reușind să bată și FCSB și Botoșani. Și că tot ai menționat de FCSB, ultima partidă din etapa cu numărul 29, FC Argeș și FCSB, terminată cu un scor de 1-0 pentru formația piteșteană și cumva au fost tare multe animozități și semne de întrebări legate de declarațiile anterioare vis-a-vis de cealaltă partidă a FCSB-ului din etapa cu numărul 28, dar să spunem că lucrurile poate s-au clarificat și apele sunt ceva mai liniștite. Nu știu dacă s-au clarificat pentru că cei de la Constanța s-au adresat comisiilor Federației Române de Fotbal să elucideze aceste acuze care au venit din partea pișteșteană, însă mă întreb care ar fi fost reacția dacă Farul ar fi marcat un gol cum a marcat Argeșul. Nu știu dacă ați văzut golul. A fost o pasă pe care Vlad i-a dat-o atacantului de la Pitești. Deci a fost o greșeală singura, de fapt, și cea care a înclinat balanța către FC Argeș. Și Argeș, care, iată, cu două etape înainte, nu prea mai spera, a reușit să bată la Constanța, să bată FCSB-ul și acum merge la Botoșani, care pe care cine câștigă merge în play-off. Îmi aduc aminte sezonul trecut că discutam despre FC Argeș și cumva eram vazi sceptici în ceea ce privește parcursul lor, iar sezonul acesta au făcut clar diferența. Și este o presiune acolo, dar chiar vorbeam tot discută despre schimbarea antrenorului. Deci antrenorul este la un meci de play-off, Alice, și conducerea în frunte cu primarul, cel care, bineînțeles, decide tot ce se întâmplă. Nu cred conducerea, cred că mai doar primarul. Da, ia în calcul schimbarea lui... S-au vehiculat de multe ori. Ținând cont că a luat echipa anul trecut, se băteau la retrogradare și anul ăsta i-a dus până la o etapă, au șanse reale să se bată la play-off. Adică...
Și am revăzut publicul argeșean venit la stadion, pentru că mi-era dor să văd lume la Pitești. M-am obișnuit cu stadionul gol acolo. Iată că au venit alături de echipă, i-au susținut și rezultatul este unul pe măsură. Pentru că, să fim sinceri, nu ne așteptam să bată Argeș pe FCSB, chiar dacă FCSB a venit cu o echipă experimentală de aceea. A jucat un 3-4-3. Da, au avut și mulți accidentați. Am înțeles că este o epidemie de răceală. Nu zic pandemie, este o epidemie de răceală în sânul răceală formației. Poate chiar nu știu dacă este forțată răceala asta. Da, nu știu, răceală. Nu mai contează, am văzut o schimbare la pauză. Și nu suntem în măsură să contestăm lucruri care țin de sănătate. Absolut. Și nu, nici nu e problema noastră, rezultatul a fost... Cert este că FCSB arată rău înainte de a intra în play-off și doar o minune îi mai poate aduce cu șanse reale la titlu. Cel puțin. Și au și un meci greu acum. Au un meci greu. Foarte greu. Voluntari. Deci, cei de la voluntari. N-ai zis tu că poate, poate. Poate ce? Păi, pariul cu Ionuț. Măi, bineți-vă pe o linie. Ce Dumnezeu. Ia uite că... Dacă mi-a mai propus ceva. Deci e plin de propuneri astăzi. Plin de propuneri, plin de idei. Haide să vedem dacă... Nu știu, întâmpinăm ceva idei și avem dreptate pe săptămâna următoare. Partida cu numărul 30 din 30, am ajuns la ultima. Șepșii Sfântul Gheorghe și FCU Craiova, astăzi de la 20:30 și cei de la Craiova clar își doresc victoria ca să își ia de pe umeri greutățile apăsătoare ale vieții. Știi ce este ciudat? Că toată etapa care tocmai s-a încheiat, nu am avut niciun rezultat de egalitate. Rar se întâmplă ca într-o etapă... Au mai fost. Eu mi-aduc aminte că am mai avut etape de genul acesta. Fără rezultat egal? Da. Uite, eu diseară zic că meciul va fi egal. Pentru că... Te strice aici ordinea frumos. Eu nu știu că Sepsis joacă bine acasă. Sepsis joacă bine acasă, dar întâlnește o echipă care este schimbată total de când a venit Nicolo Napoli. Vine cu oarecare relaxare, sau mai bine zis, cu o doză de optimism, pentru că au făcut un joc bun cu Rapid. Vor fi două echipe care vor juca ofensiv și cred că va fi bine, un scor de 1-1. Cred că cei de la Craiova s-ar mulțumi cu un rezultat. Fără discuție. S-ar mulțumi. Dar nici pentru Sepsi nu cred că e o mare problemă dacă s-ar termina egal. Eu cred că obiectivul celor de la Sepsi este să se claseze pe primul loc în play-out. La cum arată, cred că sunt și favoriți, dacă Argeș și unul intră... Ca să poată să joace meciul de baraj. Meciul de baraj va fi între 7 și 8 în prima instanță. Deci eu cred că Sepsi poate prinde unul dintre cei doi. Asta spun, adică mi-e greu să cred că nu ar juca la victorie. Sau. Dar și Craiova arată bine, Dacian. Să nu uităm că în afară de meciul cu CSU, pe care l-au pierdut în condiții suspecte, să spun așa, cu acea eliminare iertată împotriva acestei Universității Craiovei, a fost o echipă mai bună, dar cred că s-ar fi putut balansa. Fără discuție, a bătut tur-retur, arată mult mai bine. Dar Craiova, eu cred că poate să vină cu un punct de la Sepsi. Haideți să trecem mai departe și într-un ritm ceva mai alert. Știu că nu vă place, dar asta e. O să facem o cerere să avem emisiunile mai lungi atunci când e vorba de etape intermediare. UTA Arad și CS Mioveni. Mâine, de la ora 15, pe după amiază, liniște am putea spune că nu, dar stau și mă gândesc că am putea să-l rugăm pe proful de mate de la After School să venim și să facem exercițiile de matematică cu probabilități în ceea ce privește clasamentul. Și ce probabilitate ar fi să câștige UTA împotriva unei echipe iarăși care vine cu probleme la Arad? Cred că principala problemă va fi starea terenului, pentru că ne-am tot obișnuit să discutăm despre ea, însă la Arad este un paradox. Ai un stadion extrem de frumos, ai un public cald și iubitor de fotbal. Ceva s-a întâmplat în ceea ce și momentul în care te uiți cum arată suprafața de joc, parcă nu-ți vine să continui să privești partida. Clinceni cu gaz metan ți-a plăcut? Da, dar au fost două meciuri la 24 de ore. Să spunem că nu a avut timp să se refacă arena. Indiferent, da. Și vremea a fost cum a fost. Mocir la aia, se pare strigător la cer în 2022 să joci pe un asemenea teren. Adică erai conștient că o să fie terenul, o să-l strice, nu? Eu nu înțeleg de ce. Acum lăsăm la o parte faptul că și Academica are nevoie, dar s-a jucat la o oră în care puteai să joci pe un stadion care n-a avut nocturnă. Nu înțeleg de ce ai insistat să joci pe Dinamo în condiții în care cu o zi înainte se jucase. Revenind la partida de la Arad, eu cred că va fi o partidă strânsă și nu vom vedea foarte multe goluri, pentru că Mioveni deja, iată, discuta mai devreme, pierde acasă fără drept de apel cu Craiova. Mă gândesc că se va duce să se închidă și mai tare la Arad, în fața unei echipe care iarăși joacă foarte ofensiv acasă, iar dacă va primi gol repede, există riscul să primească mai multe. Dar tu ai văzut vreo schimbare cu noul antrenor? Mă refer la cei de la Arad? Adică... N-am prea văzut, este același stil. Mă așteptam la altceva, nu?
un nou antrenor, să vină cu un alt stil, să... Mi se pare că... Mai avem un pic de așteptat, Dacian. De așteptat, cu siguranță, este și partida dintre cei de la Rapid București și Academica Clinceni, mâine de la 20:30, unde cei de la Clinceni nu pot decât să se resemneze din foarte multe puncte de vedere. Ești vesel? Vesel? Am fost mereu. Aștept cu nerăbdare să văd echipa de start a celor de la Rapid. Sunt ferm convins că o să schimbe, cred că, și sistemul de joc Adi Mutu. Și este un prilej foarte bun pentru el să înceapă cu un meci contra Academicii Clinceni. Și pentru Rapid să oprească seria aceasta, exact, pe care nimeni nu exact o putea lua în calcul în momentul în care a văzut cum arăta Rapidul. Corect. Eu zic că cei de la Rapid cu Mutu pe bancă o să joace mult mai ofensiv. Și acum au jucat, dar nu prea au material în față, de aceea nu știu ce să zic. Dacă îl muți pe Săpunarul din fundaș central, îl muți la mijloc, e clar că ai o problemă la mijloc. Dar mi-a plăcut cum el a jucat. El joacă bine și închizător, a normal. Dar nu ai nevoie de un... Și cred că a fost cel mai periculos de la Rapid, exact, dacă mă trebuie. A avut vreo două etape, da. Exact, adică... Da, aș vrea să văd mai mult pe atac. Cred că Rapidul va câștiga până la urmă această partidă și, bineînțeles, se va spune că iată a venit șocul de care echipa avea nevoie. Cam pripit ar fi, pentru că, luând în considerare evoluția celor de la Academica Clinceni, cumva ne așteptăm vine la mănușă rezultat. Această partidă Rapidului. Ți se pare? Da. Da. Dar unde să joace? Scuză-mă, la Mioveni. Să se joace Mioveni? Da. Gaz Metan Media își întâlnește acasă Chindia Târgoviște, iar în ceea ce privește poziția celor de la Gaz Metan, așa cum am amintit și mai devreme, nu cred că sunt sorți de izbândă pentru a obține 3 puncte și clar lucrurile nu bine, mai aici au... cred că nici nu prea avem ce să discutăm despre acest meci, săraci. Când... Ați și discutat, adică am și dezbătut un pic situația lor, nu știm la ce să ne așteptăm. Pe la ce să te așteptăm? Niște copii exact de 17, nu mă refer la parcursul ulterior al echipei. 16 ani care... Putem doar să le urăm succes și se să bucură nu, că, nu știu, rămână dezătăjiți. Iar Eric de Oliveira, unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai Gazului, a chemat publicul de la media să-și ia la revedere de la această echipă la partida cu Chindia. Un bun prilej și pentru Chindia, Alice și Dacian, să lege 2 victorii la rând în acest sezon. Mai avem 4 etape, dragilor, și nu foarte multe minute la dispoziție, așa că o să vă grăbesc un pic. 4 partide. 4 partide, da. Am zis etape? Etape. Am zis că vrei să prelungim sezonul regulat. Nu, voiam să o iau în reverse, știi? Să o luăm de la început și să pară că dăm un... Să trecem la următoarea etapă, că iar ne cer, după aceea ne pui pe 20. Partidă-mă și tu ești cu etapele. Haide, dă-i. Lasă-mă în zi, deci următoarea etapă, cu ghilimelele de rigoare, CFR Cluj și Dinamo București, echipa campioană, care rămâne campioană probabil și în această partidă, luând în considerare felul în care arată Dinamo București, sau să mă aștept la ceva surprize, că ești pus pe să mă contrazici, să mă apostrofezi? Dacă ne luăm după antrenorul de la CFR, un meci ai foarte... Ai văzut foarte reacția, greu, nu? Când a fost întrebat, după vă așteaptă Dan un meci greu. Să crezi tu că e meci ușor cu Dinamo. Pe nu i-am văzut. Și nu e așa? Ce nu e așa? Da, Dinamo are și probleme de lot. Ce dacă? Nu contează. Șanse egale, nu? Jucători de la Gaz Metan. Și ei au câștigat cu Gaz Metan foarte greu. În minutul 89-90 au dat gol. Așa că să aibă un meci foarte, foarte greu cu cei de la Dinamo. Cu riscul de a părea chiar blonda de la Sport, m-ați amețit de cap astăzi. Atât pot să spun. Păi tu ai condus discuția. Eu conduc discuția, da, e adevărat. Dar câteodată mi se pare că așa toate opiniile sunt invers, de la voi, de la partid, de la partid, de la etapă la etapă. Când avem pe Dacian, știi că e o cutie cu surprize? Știu că, este o surpriză plăcută, dar Dacian, știi că mulțumesc noi ținem foarte mult la ce mănânci, ce bei, tot la face ciste. Interesul portofezul, vorba aceea, FCSB întâlnește FC Voluntari acasă și, bineînțeles, locurile, chiar dacă sunt stabilite momentan în clasament, nu cred că putem să anticipăm neapărat un rezultat, dat fiind faptul că cei de la FCSB vin ușor împușcați în aripă. Da, da, și fără victorie de 4 etape din ceea ce înseamnă semieșecul cu Craiova, cu Mioveni, înfrângerile cu Farul și iată acum la Pitești, întâlnesc o echipă care vine să joace fotbal ridicându-și de pe umeri această presiune care a fost pusă în ceea ce înseamnă play-off-ul. Și FCSB, lăsând la o parte faptul că a pierdut, din punctul meu de vedere, șansa de a se bate la titlu, are posibilitatea să piardă și locul 2.
Ia, te rog, calmează-te până nu sare Dacia. Pentru că l-am auzit pe... Mai devreme pariul mergea într-o direcție. Păi nu, că și era spus că merge pe Craiova. Deci s-ar putea CSU să facă dubla din nou, locul 2 și finala cupei, poate chiar să o și câștige. Deci FCSB trebuie să aibă mare grijă. Nu că ar conta foarte mult, că termin pe 2, că termin pe 3, tot în conferința te duci, cum ar spune patronul FCSB-ului Gigi Becali. Așadar, FCSB doar să-și apere blazonul și să bifeze din nou locul 2 cu care s-a cam abonat în ultimii ani. Eu o văd favorită pe FCSB, sincer. Dacă își recâștigă jucătorii accidentați. Pentru că la cum a arătat la Pitești, nu cred că are vreo șansă să bată voluntari. De ce crezi că n-ar putea să bată? Pentru că voluntari are... Și a dominat tot meciul, sincer. Adică s-a jucat doar la o singură poartă. I-a dominat, dar voluntari nu are un Rață, nu are un Budescu, nu are un Nemeț, nu are un Vali Gheorghe, plus că nu are apărarea pe care o are voluntari. Dar știm foarte bine că cei de la FC Voluntari joacă mult mai bine acasă decât în deplasare. Da, dar e un derby cu ghilimele de rigoare. Și sunt câțiva jucători acolo care au mai avut tangențe cu FCSB și întotdeauna ai ceva de demonstrat când nu pleci bine de la o echipă. Mă aștept să fie și o reacție de orgoliu. Se pare, asta aveam să te întreb, și o bătălie a orgoliului. Exact, undeva? Fără discuții. Și abia aștept să-l văd pe Constantin Budescu cum va juca împotriva FCSB-ului. Mă aștept să facă spectacol, sincer. Pare să fie meciul care va oferi cam cel mai mare spectacol din această etapă? Depinde cum vor juca și cei de la FCSB. Dacă, spuneam mai devreme, vor reuși să-și aducă jucătorii care, iată, sunt răciți, unii sunt accidentați. Am înțeles că Vinicius are ceva probleme musculare, deci s-ar putea să nu joace nici acum. Va fi foarte greu din punct de vedere al apărării pentru FCSB, pentru că am văzut cum arată. Lăsând la o parte faptul că au luat golul din greșeala lui Vlad, în primele 15 minute FC Argeș a avut vreo două ocazii mari din rezultate din degringolada din apărare. Da, Ionuț, da. Ok, și 75 de minute. Da, dar uite dominat, că adică i-a dominat, dar nu au reușit să marcheze. La ce sistem au jucat cei de la FCSB? Era normal ca Argeșul să facă un pas în spate, pentru că depindea de partida aceasta... calificarea lor. Dar să știi că au făcut un pas în spate pentru că au vrut cei de la FC Argeș. Au fost presați. Au fost împinși, da. Au fost împinși să facă nu un pas. I-a ținut aproape în 16 metri. Da, eu cred că va fi o partidă echilibrată, fără discuție. Și eu cred că tot la fel, cred că o să fie o partidă echilibrată, dar sincer aș merge pe mâna celor de la FCSB. Îi văd mult mai bun decât cei de la FC Voluntari. Tot o partidă echilibrată consider că va fi și între CSU Craiova și Farul Constanța, luând în considerare faptul că punctele și locurile sunt deja stabilite și poate să intervină, nu-i așa, o oarecare relaxare, deși nu știu dacă e cazul în ceea ce privește ambele formații, dar cu toate acestea, din punct de vedere valoric, probabil vom vedea un meci care poate să ofere surprize sau nu. Din partea cui vezi relaxare, sincer? Din partea nu, tocmai am farului? Spus că nu, că nu cred să că devine o relaxare. Hagi o să-și relaxeze. Am zis că deși jucătorii. Situația poate permite, cu siguranță nu e cazul. Sunt doi antrenori foarte buni și într-o parte și în cealaltă, care amândoi joacă la victorie. Sunt două echipe care atacă. Da? Ne așteptăm la goluri. Ne așteptăm la goluri, exact. Iar mie îmi place foarte mult Universitatea Craiova. Da. Îmi place foarte mult Universitatea Craiova. Păcat de perioada aceea de 6-7 etape când nu s-au regăsit și nu au reușit să puncteze în clasament așa cum și-ar fi dorit, pentru că altfel era un play-off cu FCSB, cu CFR, exact, la 6-7 puncte înainte de înjumătățire. Așa când vorbim de 14, de 20... Dar știi, Ionuț, că și în meciurile alea 6-7 de care spui, n-au jucat prost. Deci n-au jucat prost, au avut ocazii, da. au dominat aproape toate meciurile, adică au avut foarte mare ghinion și au fost și foarte mulți accidentați. Fără discuție. Craiova totuși are un lot bun. Am înțeles că și-au prelungit câteva contracte, chiar și cu Dan Nistor. La anul ar trebui să fie anul lor, dar ceva le lipsește. Pentru că au public, au infrastructură, au antrenor, au un patron care asigură un buget. Din ce spui tu, cred că o doză de noroc mai s-ar putea să fie mai lipsește în momentele importante. Pentru că toate premisele duc către succes. Ținând cont că anul trecut au jucat cu cupa pe masă, adică au fost la un meci de a câștiga campionatul, dacă ne aducem bine aminte, da, cu CFR, ne-a bătut CFR acasă, cred că, nu știu, mai au nevoie de unul, doi jucători mai cu experiență să... ca în meciurile astea decisive să poată să gestioneze mai bine. N-a trebuit să intervin absolut deloc. Astea sunt concursurile singuri. Ți-am pasat mingea fără să... Doar din privire, Alice, ne-am înțeles de data asta. Impresionant, aș putea spune, dar nu... Nu ni se întâmplă des. Da, dar nu se întâmplă des, exact. De obicei sunt aici, hei, haide să mergem mai departe. FC Botoșani și FC Argeș.
Capul de afiș. Ultima partidă, luni, de la 20:30. Toți ochii la Botoșani, nu? Pentru că se decide cel mai tare ultimul bilet care oferă locuri în față, la geam. Exact. Restul vor merge în picioare către play-out. La geam se dă ultimul bilet la Botoșani. Palpitant faptul că se stabilește în și ultimul bilet, partidă, să spun așa, spre relaxare. Exact. Odată ce ești în play-off, ai văzut că de obicei și ce una, mare, două echipe deja sunt mai liniștești relaxate. Și ce mare nevoie de VAR am fi avut la această partidă, să stăm și noi liniștiți. Și ce presiune va fi pe Comisia Centrală a Arbitrilor, pentru că sunt curios pe cine vor trimite, pentru că cel mai bun arbitru al României nu va putea merge acolo, mă refer la Ovidiu Hațegan. De ce? Pentru că a arbitrat Argeșul etapa asta. Și n-au, nu poți să arbitreze o echipă de două ori la rând. Deci singurul care poate, din punctul meu de vedere, să ducă o astfel de partidă, Ișvan, și cred că el, dacă nu va fi delegat la alte partide, este trimis să împartă dreptatea în nordul țării. Numărul 2, nu după... Ca rang, da. Ca formă, eu cred că Ișvan este primul, dacă mă întreb pe mine. Cred că ar trebui trimis cel mai bun arbitru, dacă ai spus că nu Ișvan, mai poate... Ovidiu nu mai poate să meargă, Ovidiu Hațegan. Conform regulamentului. Conform regulamentului, deci partida va... Da, și eu aș vrea să văd un fotbal frumos, fără să fie implicat arbitru în vreo... Pentru că ar fi păcat. Și fără alte discuții ulterioare, exact, cum exact. Am amintit. Gândește-te, Alice, că este vorba acum de munca unui sezon, a unei echipe... a unui antrenor care poate să te ducă, de ce nu, chiar și într-o cupă europeană, sau te poate arunca către această luptă mai... E împărțită oarecum simpatia între cele două? Mă refer la faptul că vorbeam despre cei de la FC Botoșani de fiecare dată, că au rețeta succesului cumva și că încearcă și pe plan sportiv și pe plan financiar funcționează foarte bine, dar e și simpatia față de cei de la FC Argeș, pe care sezonul trecut poate nu îi vedeam, ca în sezonul imediat următor să meargă atât de bine. E o luptă a simpatiilor cumva? Nu știu dacă e lupta simpatiilor. Între noi aici la masă. FC Botoșan o să fie o mare problemă dacă nu intră în play-off. Da, da, au două din trei. Asta e, îl salvează. Au două variante din trei. Au egal și victoria. Trebuie să nu pierdă. Și au și două modalități diferite de a fi conduse, Alice. Pentru că la Botoșani se dă mână liberă lui Marius Croitor în ceea ce înseamnă achiziție de jucători, formație. De partea cealaltă există presiunea care vine din partea primarului și ai văzut și tu că ține echipa într-o tensiune pe întreg parcursul sezonului atunci când lucrurile nu merg foarte bine. Încheiem destul de palpitant etapa cu numărul 30, nu-i așa? Deci vom marțea următoare când vom veni să discutăm ce s-a întâmplat. Chiar o să știm că... cine stă la geam, nu? Împărțim locurile în tren, suntem pe poziții. Exact. Vă vine să credeți, am ajuns și la partida cu numărul 30, cât am stat aici și am dezbătut săptămână de săptămână care, cine, posibilități aici, tabele. Stai că acum suntem final. Acum suntem cu matematica, suntem... Play-off-ul și play-out-ul, să vezi atunci meciuri încrâncenate. Meciuri între noi, vrei să spui. Și între noi și o să avem ce discutăm. Dar ce se întâmplă dacă pică gazul? Ce simpatii mai ai? Eu știi, am făcut un pariu cu tine și... Te muți către play-off, dar ce ară? Mie mi se pare că ușor simpatia ai avut și față de cei de la Mioveni în ultimele săptămâni. Nu, cumva. Mai degrabă. Nu, am un pariu cu colegul meu, cu Ionuț. Și mie nu mi-e nimeni. Și din play-out am ales o echipă, care o să facă mai multe puncte. Și acum sunt în discuții cu el să ne alegem câte o echipă din play-off. Primele negocieri au căzut. Au căzut primele negocieri. Da, remarc. Ar trebui să facem un tabel și să spunem, bineînțeles, nu vorbim de pariuri sportive, vorbim de pariuri amicale între noi. Și facem aici un tabel, vedem, tragem și noi o linie la final și vedem cine stă în față, nu? Corect. Cine stă la geam? Cine stă la geam? Nu știu ce. Cine stă în picioare? Sigur, eu pierd orice. O emisiune îl ținem în picioare pe Dacian dacă pierde. Nu. Dacă facem provocări, vreau să facem provocări de-a dreptul, adică să nu ne încurcăm în ele. Sunteți de acord să începem și să... Nu o să mai fie după aceea Sport Arena la zi. O să fie... La săptămână, pentru că s-ar putea să fie accidentat. O să fie, nu știu, Caterinca. Da. Nu cred că e ok. Vorba aia, avem și noi publicul nostru. Dar să știi că... Dar ne destindem separat, pentru că până la urmă ne-am câștigat simpatia și admirația prin stilul mai puțin serios de a aborda lucrurile. Și în cadrul emisiunii s-a făcut și sport, Dacian. Nu știu dacă poate ți-a scăpat emisiunea sau ai lipsit, deși ar fi trebuit... motivat. Urca pe scări și a zis că e destul. Hai, lasă, zic că ăsta este adevărul. Păi ce, și acum nu facem sport, că urcăm? Facem. N-ai văzut că venim cu oră înainte doar să ajungem, să nu mai gâfâim?
totuși campionatul o să se încheie, emisiunea noastră va trebui să meargă în continuare și ar trebui să ne angajăm în ceva provocări noi, dacă sunteți de acord. Da, și știi către alte sporturi, către alte activități, chiar și aici în platou. Așa dar cum vedem. Am făcut de fiecare dată, Alice, pentru că Sport Arena Zi este, cred că, singura emisiune care acoperă întreaga paletă de sporturi, nu ne axăm doar spre fotbal. Da, nu numai pe fotbal. Și într-o atmosferă mult mai relaxată. Dar, dragilor, timpul pe săptămâna aceasta a ajuns la final și merg la colegul meu, Rafaelo Varga, care începe emisiunea retrospectivă a săptămânii și care ne spune ultimele noutăți despre conflictul din Ucraina. Bună, Rafaelo, ce ne aduci nou? Da, bună ziua, Alice, bun găsit tuturor. În câteva momente începe sezonul 2 al emisiunii retrospectivă a săptămânii. Discutăm în această seară, așa cum probabil v-ați așteptat, despre situația din Ucraina, pentru că acolo lucrurile escaladează. Asta mai ales după ce astăzi președintele ucrainean a ordonat ca cea mai mare centrală nucleară să fie bombardată. Ce înseamnă acest lucru, aflăm la retrospectiva săptămânii. Tot la retrospectiva săptămânii discutăm despre cele 5 scenarii care arată cum ar putea fi încheiat acest război, dar de asemenea discutăm și despre vizita pe care o va face în zilele următoare vicepreședintele american Kamala Harris în România. Ce va face aici, cât va sta în România, aflați la retrospectiva săptămânii. Așadar, Alice, de la ora 18, vă așteptăm să urmăriți sezonul 2, începutul sezonului 2 al emisiunii Retrospectiva Săptămânii. Noi nu putem decât să încheiem într-o notă pozitivă emisiunea de astăzi și să sperăm că lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Mulțumim că ați fost alături de noi și nu uitați, mâine de la 10:30, colegii mei vă așteaptă la Sport Arena la Zi de Weekend. Rămâneți cu Metropola TV. Un weekend frumos tuturor!